Bună, dragii mei! Bine v-am regăsit la un nou video în care ne vom antrena împreună. Așa cum ne-am obișnuit, vreau să începem cu o ușoară încălzire, care vom face timp de 10 minute. Rotim ușor capul dreapta și stângă. Timp de 2 minute. O să rotim brațele, o să facem mici cerculețe. Inspirând și expirând. Și apoi vom mări cercurile. La fel, inspirând și expirând, timp de 2 minute. Continuăm să rotim umerii, punem palmele pe umeri și rotim umerii înspre în față, timp de 1 minut. Și spre spate, la fel, timp de 1 minut. Rotim și încheieturile și întindem. La fel, timp de 1 minut vom face asta. Să ne asigurăm că sunt foarte bine încălzite. Continuăm să încălzim trunchiul. Vom face mișcare dreapta și stânga în timp ce ne rotim. Întindem palma, expirăm. Vom face asta timp de 2 minute. Apoi vom încălzi în continuare trunchiul, făcând 2 întinderi sus și 2 jos. Inspir, expir. Vei face asta timp de 2 minute. Continuăm, încălzim genunchii, așezăm palmele pe genunchi și facem mici cerculețe dreapta, timp de 1 minut, și stânga, timp de 1 minut. Ok, o să facem o fundare laterală, depărtăm picioarele, mergem pe piciorul stâng și facem presiune pe dreptul, pulsând. O să fac asta timp de 1 minut și apoi mă vom muta pe celălalt picior, la fel. Nu uita să duci fundul în spate. Foarte bine! O să facem timp de 1 minut mini genuflexiuni. Cobor fundul și întind. Inspir și expir. După ce am făcut încălzirea, vom trece la partea propriu-zisă de antrenament. Mișcările vor fi astăzi pentru întregul corp, așadar să începem cu prima parte, cu cea a brațelor. Am să folosesc o sticlă de 2 litri pe care o voi ridica. Voi face flexia pentru biceps aici și aici. Plec, inspir, cobor, expir. Voi face asta timp de 2 minute. Apoi voi face pentru triceps. Am să mă întorc cu spatele ca să pot vedea mai bine. Voi prinde sticla, o duc deasupra capului, aduc coatele cât mai aproape de ureche și întind sus. Aici și aici. Atenție, nu uita, abdomenul rămâne încordat. Evită să te balancezi pe timpul exercițiului pentru a avea o postură cât mai corectă. Vei face asta timp de 3 minute. Un exercițiu pentru triceps. Te așezi în lateral, pui o palmă pe picior ca și sprijin, duci cotul cât mai aproape de trunchi și întinzi în spate. Atenție, lucrăm doar din antebraț, nu mișcăm brațul, da? Vei face asta timp de 1 minut pe fiecare braț. Se spune că pentru a avea brațe frumoase și pentru ca pielea să nu atârne, trebuie să lucrăm tricepsul, exact ce facem noi acum. Deja mușchiul a început să ardă, să lucreze, vei simți o durere aici în partea aceasta și este foarte normal. Ok, o să continuăm acum cu partea pentru picioare. Am să iau o greutate mai mare, am improvizat o sticlă de 5 litri. Voi depărta picioarele, mă așez în lateral să văd mai bine.
O voi pune la piept și mă voi duce cu pumnul în spate, având grijă să nu depășesc vârful pantofului cu genunchiul. Cobor până formez unul de 90 de grade și expir. Voi face asta timp de 3 minute. Ca și parte cardio, am să aleg să mă așez la sol, depărtez picioarele, o să duc genunchiul sub mine și alternez cu celălalt. Nu uit să inspir și să expir. Voi face asta timp de 3 minute. Este un exercițiu care arde foarte, foarte bine și consumă calorii. Așadar, vom trece la următorul la fel de intens. Pentru a se vedea mai bine, duc piciorul sub mine și alternez cu celălalt. Următorul, am să mă așez pe o parte, în cot și pe vârful și am să ridic fundul sus. Este foarte bun pentru partea abdominală și o să te rog să faci acasă asta timp de 2 minute. Un minut pe partea dreaptă, un minut pe partea stângă. Următorul. Mă voi balansa și mă voi ridica. Mă balansez și mă ridic. Dacă nu pot face asta dintr-o dată, pot face mișcare de două ori. Te ridici aici, te ajut și te împingi de braț. Cobori, te așezi, te ridici, te împingi, te-ai ridicat. O altă mișcare foarte importantă este cea a plecului, când efectiv stai pe palme și pe brațe, fără să faci nimic. Brațele vor rămâne întinse, inspir și expir și te concentrezi pe mișcare. Pe asta, cât timp de putea tu, în funcție de ritmul tău și în funcție de rezistența ta la efort. Acesta a fost antrenamentul propus de astăzi. Am să vedem acum la partea de stretching, timpul care voi calma respirația și pulsul. Pulsul a ajuns la 147 de bătăi pe minut, este foarte normal. Inspir și expir, de 3 ori. Vreau să mă întorc în lateral. Întind spatele. Mențin mișcarea timp de un minut pe fiecare parte. Voi reveni. Voi depărta brațele. Întorc palmele în sus. Le duc aici. Pe fiecare palmă. Voi face presiune. Voi toarce degetele în spate. Inspirăm și expirăm. Pe fiecare palmă voi face asta timp de un minut. Am să mă întorc în lateral. Am să merg în față. Voi face mici pulsații și apoi întind brațele în față, inspirând și expirând. Voi întind picioarele. Deja pulsul s-a calmat, a ajuns la 115. Semn că stretching-ul este o parte foarte importantă de revenire a corpului de la starea de efort, la starea de repaus. O să fac mici pulsații, atingând vârfurile, inspirând și expirând. Voi depărta picioarele, mă voi întinde în față, la fel, inspirând și expirând. O să fac mici pulsații, timp de un minut.
Mă voi așeza pe spate. Duc genunchiul spre piept. Inspirând și expirând de 3 ori pe fiecare picior. Voi schimba piciorul. Antrenamentul de astăzi este foarte intens și îți va lucra între corpul. Nu uita, atunci când îl faci, să-ți activezi bună dispoziție și împreună cu noi să te bucuri de statul acesta acasă, dar să fie cu folos. Nu uita să mănânci sănătos, să te antrenezi și să stai acasă, pentru că împreună putem reuși. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să ne spui într-un comentariu, să dai like și un share, să afle cât mai multă lume că se poate face sport chiar și acasă. Îți mulțumim!